Sunt dezvăluirile momentului, doamnelor și domnilor, aici la România TV, după dezastru exploziilor de acolo, de la Crevedia. Imaginile pe care Raed Arafat le vrea șterse. Ce face la Crevedia? Comenzile date de Arafat către salvatori. Avem înregistrarea. Doamnelor și domnilor, investigatorul care a descoperit ilegalitățile lui Arafat în direct aici la România TV, începe revolta oamenilor după tragedie, proteste în stradă. Avem imaginile și de acolo. Așadar, familia morților, celor doi morți, face dezvăluiri aici la România TV. Îl vedeți în direct, este alături de noi chiar fiul celor doi morți, cei care și-au pierdut viața acolo, lângă locul exploziei. Ce trebuie să îndure familia după nenorocirea care a lovit-o? Martorul scăpat cu viață din explozie va fi în direct aici la România TV și povestește ce a văzut. Oamenii fugeau cu focul pe ei, ardeau ca torțele. Șeful procurorilor intervine, doamnelor și domnilor, în tot acest scandal. Unde i-a trimis pe subalternii săi? Va fi oare percheziționat biroul lui Raed Arafat? Le mulțumesc invitațiilor mei de la această oră, mulțumesc și celor de acolo, de la Crevedia, care sunt în direct cu noi. Doamnelor și domnilor, vedem, ia uitați acum și oamenii care s-au strâns acolo și care sunt revoltați de ceea ce se întâmplă în localitatea lor. Haideți să vedem imaginile dezastrului, imaginile tragediei. Tragedia, iată, care a îndurerat o țară întreagă și în același timp a speriat o țară întreagă. Imaginile de acolo, doamnelor și domnilor, imaginele dezastrului, dezastru, iată, național, în care doi oameni până acum au murit. Le spun bună seara invitațiilor mei, îl salut pe domnul Sorin Barbu, condoleanțe, domnule Barbu, sunteți fiul celor doi care și-au pierdut viața în acest dezastru. Da, bună seara. Domnul Barbu, ce s-a întâmplat cu părinții dumneavoastră? Ați primit cumva explicații de la autorități?
Domnule... De unde să-i luăm? Ce știți că s-a întâmplat acolo? Părinții dumneavoastră se aflau în casă, în curte, în timpul exploziei? Tata era la muncă și mama era în curte, în fața casei. Și ce s-a întâmplat? Povestiți-ne puțin din ce v-au spus vecinii, din ce ați aflat de la autorități, dacă autoritățile au vorbit cu dumneavoastră. Nu mi-au spus vecinii nimic, autoritățile nu m-au băgat în seamă nici până la ora actuală să mă întrebe cineva ceva. Mama a stat la telefon cu sora mea, i-a spus că e foarte mult gaz în curte, sora mea i-a zis să fugă repede în casă și n-a mai apucat să ajungă în casă, că deja a explodat. Prima explozie a fost aceea sau explozia cea puternică, aceea care a ridicat în sus norul de foc și de fum? Nu, n-a fost o explozie puternică prima în care a luat mama foc. A fost numai scurgerea de gaz care s-a acumulat, vă dați seama, peste drum, în curte, la toți vecinii și atunci când s-a aprins, gazul ăla care a fost pe jos și a luat foc, el atunci le-a... A luat și mama dumneavoastră foc odată... I-a ars pe toți care a prins în curte. Da, odată cu gazul acela. Primul care a murit a fost tatăl dumneavoastră, nu? Da, tata a fost primul care a murit. A încercat să o salveze pe mama dumneavoastră? A văzut-o arzând ca o torță în flăcări? N-a încercat să o salveze. Eu am plecat cu el de acasă, că m-am dus acolo. El a luat-o pe-n față, eu am luat-o pe-n spate să caut pe mama, că nu știa unde e. El, în momentul în care a ieșit în șosea și a văzut-o jos la ambulanță, a văzut-o luată foc, a căzut jos lângă ea și a făcut stop cardiorespirator și... Au încercat medicii să resusciteze acolo pe loc? Ați văzut imaginile de acolo? Adică ați trecut, ați trăit asta acolo? Da, am văzut și acolo, l-au resuscitat și acolo, l-au resuscitat și la Elias când a ajuns, înăuntru l-a resuscitat iar. I-a făcut niște injecții cu ceva puternic să-i țină, să-și revină cât de cât, își revenea, făcea iar stop cardiorespirator și deja pe la 11 și ceva n-a mai răspuns manevrelor de resuscitare. Și au declarat medicii de ce, subănuiesc? Da. Da, eram acolo de față și au ieșit o doamnă asistentă cu o pastilă, i-a dat lui sora mea, cu o pastilă, probabil să-și pregătească terenul înainte să nu o anunțe așa. Și am fost sigur, odată ce am văzut că îi aduce pastile, am fost sigur că s-a întâmplat ceva cu el. Și cu mama ce s-a întâmplat de acolo, întinsă jos în fața curții pe stradă? Ce s-a întâmplat cu mama? Pe stradă acolo au preluat-o domnii de la ambulanță, i-au făcut, vă dați seama, tot ce e necesar, au sedat-o în primul rând, au sedat-o că era arsă pe 96% din corp, au sedat-o, i-au băgat oxigen și, vă dați seama, a luat-o în ambulanță și a plecat cu ea la Floresc. Și din momentul în care au plecat, ați mai știut ceva de dumneaei? Adică v-au mai informat medicii ce se întâmplă cu ea? Care este starea ei? Da, țin legătura cu doamna doctoră de la Floreasca. Țin să-i mulțumesc mult, m-a ținut la curent foarte mult, chiar foarte, foarte mult. Și dânsa m-a pus la curent cu tot ce a trebuit. Și astăzi a venit vestea cumplită, cum că și mama... A decedat. Era de așteptat, pentru că avea arsuri peste 96% din corp. Era ventilată mecanic. Vă dați seama, îi făcea într-una injecții cu morfină cu ceva să nu simtă durerea. Era de așteptat. Domnule Barbu, v-au chemat să o recunoașteți? Ați mai văzut-o acolo, pe patul de spital? Pe mama nu, pe tata l-am văzut, pe mama nu, pentru că eram acasă.
Eram acasă, n-am ajuns să... N-am ajuns, dar oricum, la morgă trebuie să merg să o recunosc. Nu v-au chemat deocamdată la morgă? Nu mai cunoști decât după ochi. Atât. Adică pur și simplu... De la morgă n-au sunat, mi-a spus doamna... Mi-a spus doamna de acolo că o să-i preia parchetul militar și o să-i ducă undeva la morgă la... Pe la IMGB, parcă. Da. Imediat mă întorc la dumneavoastră, pentru că erați vecini acolo cu locul acesta al exploziei și vreau să ne povestiți și ce se întâmpla acolo, ce știți dumneavoastră, pentru că, din câte am înțeles, mama dumneavoastră lucra pentru familia care deținea acest punct de GPL acolo. Haideți să mergem la un alt domn, la domnul Constantin, și el afectat de explozie a trecut prin iadul de acolo, de la Crevedia. Bună seara, domnul Constantin! Sărmână, bună seara și invitațiilor dumneavoastră. Ce ați trăit? Ce ați trăit azi noapte acolo, domnul Constantin? Clipă de coșmar. Ea a început cu prima explozie care a survenit în momentul când am auzit șuieratul de purjare, probabil la unei cisterne. Nu știu să spun exact ce se întâmpla dincolo, eu fiind gard vecin cu GPL-ul, pentru că gardul e foarte înalt, era mai înalt decât mine, dar șuieratul acela mi-a dat repede de gândit că ceva nu e în regulă. De ce? Pentru că era o căldură infernală, în jurul 35, dacă nu 36 de grade, și sigur, cum știm, asta putea fi, acumularea de gaze putea fi o bombă-bombă, ceea ce s-a și întâmplat în următoarele minute. Și era tot ținut în vreo 4-5, dacă nu 6 minute, după care a făcut o explozie și explozia a împrăștiat flăcări pe raze de cel puțin 100 de metri, toate ajungând la sol, unde iarba uscată a luat foc și celelalte materiale unde au căzut bucățile de gaz cu aprinse. Cum ați scăpat, domnule Constantin, cum ați scăpat de acolo, din iadul ăsta? Grădina de legume. Nu v-am auzit. Cum ați scăpat de acolo? Mă uit aici, vorbea domnul Barbu mai devreme, vecinul dumneavoastră, că părinții lui, mama lui, efectiv a luat foc. Cum ați scăpat dumneavoastră? Ce s-a întâmplat? Ce v-a scăpat din iadul ăla de acolo? Păi eu cred că, să nu-i zic inconștiența mea, ci mai repede... Spiritul de moment a fost, în primul rând, să evacuez mașina din curte și lucrul ăsta l-am făcut cu o rapiditate atât de mare că revăd filmul clișeu cu clișeu și nu știu când am deschis porțile, nu știu când m-am urcat în mașină, nu știu când am pornit și am ieșit în trombă, scoțând mașina cât mai departe de loc. Am dus-o la aproximativ vreo 300 de metri, am parcat-o pe partea dreaptă și m-am întors pentru, într-o viteză exagerat de mare, ca pe vremurile bune, ținând cont că am făcut și ceva sport. Și ați fugit? Era scopul să scot soția din cameră, pentru că era, din punctul meu de vedere, era previzibil o explozie și mai mare. Și ați fugit efectiv, da, și ați fugit efectiv de acolo, de la fața locului. Și ați fugit efectiv de acolo, de la fața locului. Scuze? Și asta spuneam, ați fugit efectiv de la fața locului, să vă puteți salva din iadul acela. Domnul Meleșcanu, ne uităm la imaginile astea, ne uităm la mărturiile oamenilor care au trăit acolo, efectiv. Domnul Constantin și-a văzut moartea cu ochii, celălalt domn și-a văzut mama și tatăl, da, în halul acesta. Da, cred că e o adevărată tragedie care s-a întâmplat de data aceasta. Este, sigur, foarte gravă, dar din punctul meu de vedere, cred că unii încearcă să profite, să obțină anumite
capitole politice din această, din această temă de tragedie. Unii chiar demonetizează, dacă vă uitați chiar pe altele posturi ale noastre care le pune aici, pe alte posturi care sunt aici, și practic e vorba doar de a găsi o relație între ceea ce s-a întâmplat acolo și ceea ce există acum. Sigur, e vorba aparte, de exemplu, a unui primar care e o parte a unui partid politic, lucruri foarte grele. Trebuie să recunoaștem însă un alt lucru, că ceea ce nouă ne trebuie, nu trebuie să ne ținem de seamă cu asemenea bătălii, ci pur și simplu să vedem ceea ce România trebuie să facă pentru că asemenea lucruri să nu se mai întâmple. Dacă vă aduceți aminte 8 ani acum la colectiv, dacă vă aduceți aminte de altele, de multe altele, de piedone care a făcut pușcărie pentru că și n-am învățat nimic, domnul Meleșcanu, din toate astea. Și n-am învățat nimic din aceste lucruri. Asta e lucrul cel mai greu. Domnul Meleșcanu, dumneavoastră ați fost și directorul unui serviciu de informații foarte important în țară. Domne, pe oamenii ăștia, afacerile astea ilegale, îi protejează cineva, domnul Meleșcanu? Adică cum, Dumnezeule, acolo în comuna asta se întâmpla așa ceva, fără acte, fără nimic? Au protecție la nivel înalt? Ce se întâmplă, domnul Meleșcanu? Ar trebui ca societatea noastră să înceapă să fie mult mai serioasă și să obțină într-adevăr și să se țină cu adevărat de ceea ce trebuie să facă pentru activitatea lor. Pentru că există anumite legi, există ISU, există multe altele, din păcate însă nu prea funcționează la ora actuală. Iar dacă te uiți de multe ori, trec peste toate și nu se mai întâmplă nimic. Lucrul cel mai grav însă, încă o dată vă spun, nu cred că este cel mai bun lucru. Așa cum am putea să trecem și noi peste ele, fiecare cu problemele lui, dar în același timp nu trebuie să, zic așa, să demonetizăm și să dezorganizăm pe tot ceea ce se întâmplă, pentru că unii sunt răi și unii sunt buni. Da, și ajungem, iată, și la discordia asta dintre oameni și dintre oameni și populație. Dintre, chiar dintre partide, vă rog, și doamnă, din ceea ce care să... Da. Vă rog. În primul rând aș dori să vă cer permisiunea ca astăzi să nu exprim opinii politice, ci să vă vorbesc în calitatea mea de om și de mamă a doi copii deja mărișori, care mi-aș dori să rămână în România și mi-aș dori să aibă aici o țară în care să fie în siguranță, în primul rând, să fim cu toții în siguranță. Ceea ce s-a întâmplat aseară ne arată încă o dată dezastrul și haosul în care trăim. Suntem la 8 ani după colectiv și, exact cum ați spus dumneavoastră, n-am învățat nimic. Noi acum, în acest moment, ar fi trebuit să avem un spital pentru mari arși, un spital care să fie exemplu, unde să ne ducem salvatorii, să ne ducem pompierii în care poporul român crede foarte mult, să nu uităm că pompierii sunt pe primul loc la încredere în momentul de față. Ce facem noi pentru ei? Ce am făcut? Cum ne-am pregătit pentru un astfel de moment? Asta e întrebarea. Îi aruncăm acolo în iad? Îi aruncăm în iad, descurcați-vă, și apoi mutăm vina pe alții. Vedeți, indiferent că ne place sau nu ne place Raed Arafat, cred că în astfel de momente este nevoie de măsuri și este nevoie de gesturi de demnitate. Așa cum au fost în trecut. Uitați, îl veți avea în studio pe Victor Ponta. A avut tăria la acel moment să-și dea demisia. Din păcate însă, dând timpul înapoi, și-a dat-o degeaba, din câte vedem, pentru că nu s-a făcut nimic de atunci. Ce putem noi să arătăm că s-a întâmplat de atunci până acum? Nimic. Oare domnul Raed Arafat nu ar trebui să se gândească că în această situație poate totuși este cazul să facă un pas în lateral până când vine ancheta? Păi au mai fost și alte cazuri, doamnă, domnul Meleșcanu, domnul Cuculis, au mai fost și alte cazuri în care a avut ocazia să facă pasul în spate. Și după colectiv, unii au făcut pasul în spate, dumnealui nu l-a făcut, și după Surghiol, și după tragedia din Munții Apuseni, au fost și alte cazuri. Dacă îmi permiteți doar o secundă, haideți să facem un exercițiu de imaginație. Dacă ar fi fost altcineva în locul domnului Raed Arafat, un om care nu beneficiază de aura aceasta a domnului
lui Raed Arafat. Ce s-ar fi întâmplat? Care erau măsurile? De ce judecăm cu dublă măsură? Deci haideți odată pentru totdeauna să arătăm că în România legea este respectată. Suntem într-un moment de zero. Este dezastru în fiecare aspect și segment al vieților noastre. Ne mor copiii pe stradă, sunt drogați care nu respectă legea și care se simt protejați, sunt alții, iată, care în spitale nu-i tratează pe cei bolnavi și care au nevoie, sunt acum alții care dau autorizații și tolerează nerespectarea legii și, în final, un sistem, iată, care se prăbușește, care a fost întreținut până acum de unii, și, dar când se prăbușește, oamenii mor, oameni nevinovați mor. Când și cum oprim acest sinistru episod din istoria României? Da. Domnule Barbu, ați crezut vreun moment că vă veți pierde părinții în așa tragedie? Spuneați că mama dumneavoastră a avut totuși presimțiri, vă spunea ceva legat de gaz, de butelii tot timpul, adică se temea de ce e acolo lângă casa dumneavoastră. Într-adevăr, ea se temea de ce e lângă casă, doar că am fost rezervat că... Na, ea a fost cel mai rău, dar la tata nu mă așteptam că ea... El era, na, bine, doar a fost cu mine. Ce se întâmpla acolo la punctul ăsta de GPL? Am văzut în curte că erau foarte multe mașini, m-am uitat pe niște imagini mai vechi de acolo, de pe o hartă, și am văzut că erau foarte multe mașini, foarte multe cisterne, mereu mirosea a gaz, mereu se întâmpla asta, să mute gaz dintr-o cisternă în alta. Da, păi ei aici deja făcuse ca un depozit, transferat dintr-o mașină, transfera în alta. Și la urmă băga în astea mai mici și pleca cu ele de alimenta butelile de GPL din țară. Îi cunoașteți pe cei care sunt patroni acolo? Mama dumneavoastră a lucrat la un moment dat pentru ei. Da, îl cunosc, da. Și? V-a sunat după tragedia asta? V-a spus ceva? N-a sunat nimeni, nici autoritățile, nici dânsul, nici nimeni. Ce le spuneți autorităților, domnule Barbu? Ce le puteți transmite? Pentru că se uită la dumneavoastră și domnul Arafat, se uită și medicul de care pomeneați mai devreme și... Da. Doamna doctoră de la Spitalul Floreasca, tot respectul pentru dânsa, și-a făcut meseria cum trebuie. În legătură cu domnul Arafat, n-am ce să-i mulțumesc. Odată un om ce vine la costum undeva unde oamenii merg în flăcări pe drum și tu vii la costum, nici n-are omul ce să vorbească cu tine. Însă și țin să le mulțumesc domnilor procurori de la parchetul militar, domnilor de la DNA, că s-au sesizat și au început să intre pe fir. Probabil că vor chema și pe dumneavoastră la audier, pentru că ați fost martor acolo. Ați văzut practic ce s-a întâmplat cu mama dumneavoastră. Imediat o să fie în direct cu noi, doamnelor și domnilor, doamna care a sunat la 112 și care a încercat să acorde primul ajutor până au venit ambulanțele. Sunt și oameni acolo strânși care sunt nemulțumiți de ceea ce s-a întâmplat în localitatea lor. Imediat mergem la ei. Mergem până atunci la colegul meu, Costin Soare, care a investigat ce s-a întâmplat acolo, ce ilegalități s-au făcut, unde a încălcat Raed Arafat regulile, pentru că l-am auzit astăzi spunând că el este comandantul acțiunii. Bună seara, Costin! Bună seara, Simona! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Este o anchetă în desfășurare, evident, în acest moment. În principiu ar trebui audiate toate persoanele care au fost în spatele meu la 200-300 de metri distanță în locul în care s-a produs această deflagrație. Probabil, sau cel puțin din punct de vedere legal, poate și domnul Arafat, jurnaliștii care au fost acolo și alte persoane civile ar trebui să dea declarații despre ce s-a întâmplat acolo. Știm însă un lucru, că până acum au fost audiate deja 6 persoane la sediul IGPR și vor continua aceste audieri. Astăzi a fost prima zi de cercetare la fața locului, s-a încheiat în urmă cu puțin timp. Nu sunt lucrurile clarificate, Simona. Nu știm exact ce s-a întâmplat cu acei nepalezi care se aflau în incinta acestei stații GPL. Despre doi știm ce s-a întâmplat.
întâmplat, care e soarta lor, dar mai erau încă doi. Nu se știe nimic despre ei. Nimeni nu a comunicat vreo informație oficială. S-au evaporat, nu știm care este soarta acelor persoane și nicio autoritate nu a vorbit până în acest moment despre cei care se aflau în incintă. Acum îți propun, Simona, să vorbim despre ceea ce spun pompierii care au intervenit aici în subanonimat. De ce? Pentru că se tem că își vor pierde locurile de muncă. Indiferent că domnul Raed Arafat va recunoaște sau nu că au fost erori în momentul în care a avut loc acțiunea de stingere a acestui incendiu, pompierii spun ce au fost învățați să facă conform acelui ghid. Practic un protocol de intervenție într-o astfel de situație. O astfel de barieră, da, această barieră pusă de polițiști, ar fi trebuit să existe încă din momentul în care primele forțe de ordine au ajuns aici. Da, jandarmii ar fi trebuit să instaleze acele garduri, să elimine orice pericol. Adică niciun civil nu trebuia să se apropie de zona deflagrației. Jurnaliștii nici atât. Mai mult decât atât, pompierii spun că nici măcar reprezentanții departamentului pentru situații de urgență nu aveau ce să caute acolo. De ce? Pentru că exista un centru de comandă mobil, un tir, practic, în care există un sistem complex de comunicații. Cei care se află în acel tir comunică permanent cu pompierii care se aflau la fața locului și primeau informații în timp real despre situația de acolo. Așadar, dacă domnul Raed Arafat și-ar fi dorit să coordoneze într-adevăr acțiunea, putea să meargă direct în acel tir și nimeni să nu fie aici. Ce nu mi-au mai spus pompierii, Simona? Că nici măcar cadrele medicale, ambulanțele, și știm că au fost zeci, poate peste 100 de ambulanțe, nu aveau ce să caute mai departe. Pentru că pompierii întâi stabilesc pericolul, văd cât este de periculos, dacă mai au loc alte explozii, evaluează situația și ulterior extrag victimele și le aduc la ambulanță. Sunt doar câteva lucruri, etape pe care ar fi trebuit să le respecte. Dar ai văzut și tu și a văzut o țară întreagă ce haos a fost seara trecută aici și cum circula toată lumea în apropierea locului deflagrației, din păcate. Da, cum fugeau unii într-o parte, alții într-o parte, practic erau debusolați, speriați, asta mă refer la salvatori, doamnelor și domnilor, debusolați, speriați și comandantul acțiunii se ocupa mai mult să spună presei că să-l aștepte, că o să vină, în loc să vadă ce-i de făcut acolo, să elibereze un perimetru mai mare, pentru că dacă lua salvatorii și-i aducea mai încoace, acum nu vorbeam de oamenii ăștia pompieri răniți, trimiși prin străinătate, pe la spitale. Corect, Simona. Și asta s-a întâmplat și am discutat cu toții încă de noaptea trecută. Fiecare dintre noi, fiecare jurnalist ar fi dorit să fie, să ia cele mai bune imagini, să surprindă tot ce se întâmplă acolo. Dar în astfel de cazuri nu riști viața. Iar noi, România TV, nu am făcut asta, doamnelor și domnilor. Inclusiv tu, Simona, Eugen Kelemen și toți cei care au fost ieri la coordonare, pur și simplu nu ne-ați permis să stăm foarte aproape de locul deflagrației. Dacă noi ne-am ocupat de lucrul ăsta, autoritățile nu au făcut acest lucru, nu neapărat pentru jurnaliști, ci pentru oameni. Ei s-au evacuat singuri. Am văzut astăzi imagini cum și-au luat fluiere și erau disperați pe această stradă și fluierau pe la, să audă lumea pe la case să plece pentru că se așteptau la noi explozii. Da, noi explozii și la ora aceasta înțeleg că acolo una dintre cisterne este supravegheată. Procurorii, l-am auzit pe Procurorul General al României, procurorii nu pot interveni chiar lângă locul exploziei din cauza acestui risc, pentru că e posibil să explodeze și cisterna. Mergem la oamenii care sunt acum acolo în... Da, mergem la oamenii care sunt acum acolo în stradă, nemulțumiți de ce s-a întâmplat în localitatea lor. Bună seara, doamna Adina Laskoski. Bună seara, doamnă, ne auziți, doamna Adina? Bun, imediat mergem acolo la oamenii care sunt revoltați. Domnul Cuculis, sunteți în direct aici alături de noi. Cine a greșit, domnul avocat? Bună seara. În primul rând dați-mi voie să transmit și eu condoleanțe familiei care și-a pierdut până la urmă doi membri și multă putere celorlalți care în momentul de față chiar au nevoie de toate rugăciunile îndreptate spre ei. Spuneam chiar de dimineață, toată treaba asta este într-o dinamică în momentul de față. Să nu ne închipuim că niște persoane care au fost arse și sunt intubate în momentul de față au scăpat
s-au dus la spital. Cum? Ne amintește de colectiv, ne amintește de acel moment astăzi, mai serios decât oricând, demisia Arafat, pentru că au patronat mult prea multe tragedii în România. Acum, întorcându-ne puțin către zona aceasta juridică, dacă vreți, să știți că noi nu avem o lipsă de legislație. Este reglementat, chiar câteodată avem o suprareglementare și pe zona aceasta a instalațiilor GPL chiar avem legislație din 1999, de abia scosesem capul din comunism și aveam legislație avocat, pentru așa ceva. Vom avea legislație, dar dacă nu o respectăm, dacă totul e funcționa exact. Ilegal acolo, despre ce mai vorbim acum? Ce să facem cu legislația? Să le dăm în cap patronilor cu ea să o respecte? Am auzit mai devreme din gura invitatului dumneavoastră un cuvânt care, sincer să fiu, m-a bucurat. Sau mai degrabă o instituție despre care nu mă așteptam să aud chiar așa de repede. DNA-ul. Am spus de la bun început. Avem odată ancheta parchetului militar. Suntem curioși cu toții și cred că familiile celor care au fost victime acolo din partea salvatorilor vor să știe cine și de ce a trimis în halul acesta să lupte până la urmă cu flăcările și nu au făcut un perimetru clar. De ce nu au monitorizat cu drone? De ce nu au găsit altă modalitate, una în care să nu-și pună viața în pericol? Păi vă răspund eu, din cauza incompetenței, am fost curioasă și eu astăzi și m-am uitat cum sting în alte țări astfel de incendii, că a fost incendiu asemănător în Coreea și în alte țări și în America. Cum le sting? Le sting cu, de la distanțe foarte mari, cu jeturi foarte puternice de apă. Noi aveam un roboțel și, uitați acolo, un jet care e mic pe lângă și pompierii erau nevoiți să se apropie. Le sting cu spumă, le sting cu drone, le sting cu elicoptere. Nu ca noi. Deși investiții s-au făcut. Nu să trimiți oameni în mijlocul focului. Asta este important de precizat. Și am auzit pe lângă parchetul militar că a apărut și DNA-ul. Păi este normal să apară și DNA-ul, pentru că o instituție care îți funcționează în mod ilegal, total, de mai bine de zile, trebuie să fie cercetată de distrugere, ci o distrugere calificată și nu din culpă, ci intenționată. Și mai mult decât atât, nu ar trebui să vorbim despre vreo ucidere din culpă, ci, după părerea mea, ar trebui să discutăm despre omor. Pentru că tu, vreme de 3 ani de zile, instituțiile astea ale statului, impotente, le spun eu, nu incompetente, au spus gata, se închide ce aveți voi acolo, dar nimeni nu a mai monitorizat, sau poate că a monitorizat, dar a luat și pagă ca să se facă că nu vede. Că de fapt, aici e problema, pentru că aici e problema, domnul Cuculi, și de asta vreau să mergem la doamna Adina Lisovski, pentru că acolo se întâmplă lucruri în această localitate. Localitatea asta e condusă de un primar, sunt niște autorități la fața locului. Imposibil să nu fi văzut ce s-a întâmplat în comună. Bună seara, doamna Adina! Bună seara! Doamnă, ce se întâmplă acolo la dumneavoastră în comună? Sunt așa de multe ilegalități, printre care și iată aceasta de la depozitul de GPL care a dus la nenorocirea asta. Păi, ce pot să vă spun? Județul Dâmbovița este un județ roșu, condus și acaparat de baronii roșii, Crevedia fiind în județul Dâmbovița, ghiciți ce? Nenorociri cât casa. Da? N-aș fi vrut să încep așa, aș fi vrut să încep cumva cu a-mi exprima indignarea și revolta și părerea de rău pentru tot ce s-a întâmplat cetățenilor acestei comune, unde eu m-am mutat acum 3 ani și de care sunt foarte, foarte încântată. Este o comună bogată, este o comună cu oameni harnici și nu cred că merităm o asemenea soartă. Ce a trăit doamnă aseară deci, acolo? În concluzie, Crevedie este chintesența. Ce a trăit? Ce a trăit aseară acolo? Este chintesența a tot ce înseamnă nenorocire în țară. Ce să vă spun? În primul rând că nu mi-a venit să cred când am văzut ce flăcări și ce cer roșu era aproape de casa mea. Ne-am speriat îngrozitor când au zdrângănit geamurile, am crezut că rămânem fără ele. După care a început haosul cu sirene,
cu elicoptere și bineînțeles că am dat pe TV ca să văd ce se întâmplă și am fost cel puțin îngrozită pentru că nu venea să cred că se repetă un colectiv sau poate chiar mai rău decât colectiv, pentru că aici au rămas oameni fără case și ce să vă spun, e trist, este foarte trist ce se întâmplă. Ce se întâmplă, doamnă, cu oamenii care au rămas fără case? Îmi spuneau colegii mei mai devreme că unii dorm în mașini pe lângă localitate, pe acolo, cu gândul că imediat își vor recupera casele. Da, în general, românul este foarte atașat de posesiile lui, de casă, de mașină. Asta cumva este indus și de faptul că nu au încredere în autorități și de aceea sunt convinsă că preferă să stea, să doarmă în mașină sau în corturi sau oriunde altundeva, dar aproape de casă. Da. Pentru că vrea să știe clar ce se întâmplă cu casa lui. Pentru că în România se muncește greu să-ți faci o casă. Așa este și acum iată și-au văzut agoniseala dusă pe apa sâmbetei din cauza acestei explozii. Doamnelor și domnilor, mergem la alt protest, pentru că la ora aceasta protestează și tinerii, părinții, revoltați de ceea ce s-a întâmplat. Atenție la celălalt capăt al țării, în Vama Veche, acolo unde un criminal drogat a nenorocit două familii, a intrat în grupul de tineri și a omorât pe Sebi și Roberta. Bună seara, Denisa Dicu! Bună seara, Simona! Bună seara, domnilor și domnilor! Ne aflăm chiar acum aici pe faleza din Pantelimon, unde vreau să vă spun că s-au adunat zeci, poate chiar sute de tineri și oameni care l-au cunoscut pe Sebastian. Aș vrea să vă arăt cât de multe persoane sunt aici care s-au adunat pentru a aduce un omagiu lui Sebastian și așa își arată ei practic durerea față de ceea ce s-a întâmplat, ceea ce i s-a întâmplat lui Sebastian, ceea ce i s-a întâmplat Robertei, cei doi tineri care au murit în urma tragicului accident petrecut în stațiunea 2 Mai din Constanța. Aceștia s-au adunat aici într-o formă de protest pentru că sunt nemulțumiți de toată această situație, de evenimentul neplăcut care i-a luat pe acești doi tineri din cauza acelui șofer tânăr inconștient care s-a urcat la volan sub influența drogurilor și sub influența a trei droguri și practic aceasta este forma în care ei își arată durerea pentru că l-au pierdut pe Sebastian și de asemenea și părinții și apropiații Roberte au pierdut-o și pe ea. Mai sunt și alți tineri care au fost implicați în acest accident tragic, care au suferit și au ajuns la spital cu răni grave și, practic, ei vor să transmită un mesaj foarte important, doamnelor și domnilor, faptul că drogurile au un efect negativ asupra noastră, asupra tinerilor și aceștia îi îndeamnă, practic, pe copiii de vârsta lor să nu cadă în capcana substanțelor interzise. Ei au avut un moment special aici dedicat, unde s-au gândit să se îmbrace în alb pentru a arăta puritatea sufletului lui Sebastian, pentru că spun ei că ei era lumina lor, chiar și unchiul lui Sebastian spunea faptul că el era lumina și zâmbetul familiei și acum părinții, dar și rudele apropiate ale lui nu își pot imagina viața fără el. Acum, iată, oamenii ăștia trebuie să își adune forțele pentru că se pregătesc de o luptă foarte grea în instanță, deoarece vor ca Vlad, băiatul de 19 ani care a provocat această tragedie, să plătească. Tragedie după tragedie, doamnă, adică ne-am uitat la tragedia de la Vama Veche, familiile astea sfâșiate, poliția e de o incompetență crasă acolo, crasă. Ne uităm acum la cei aici, ce trebuie să mai trăim în țara asta, ca oamenii ăștia de acolo, din instituții, să se deștepte și să ia niște decizii și să pună niște oameni competenți. Păi, vedeți, tot ceea ce vedem este efectul politizării excesive, efectul angajării și promovării oamenilor incompetenți, faptul că am uitat de meritocrație, faptul că am uitat să fim oameni. Românii, în momentul de față, s-au desensibilizat și asta de ce? Pentru că nu-i mai învață nimeni altfel, nu mai văd, nu mai au modele în față. Ce lideri avem noi care să ne arate că le pasă cu adevărat de oameni și de țară? Apoi, ce
Ce s-a făcut cu peste 100 de miliarde de euro împrumutați în anii ăștia? Nu vedem nimic. S-au îmbunătățit viețile noastre într-un fel sau altul? Nu. În continuare mor oamenii în spitale? În continuare pe străzile și pe drumurile din România oamenii mor? Iată cazul Robertei și al lui Sebi. În ce situație au murit și ceilalți tineri din Alba Iulia și copilașul? Și așa mai departe, câte exemple nu avem de tragedii? Ce trebuie să nu ne scape din vedere? Tragedia de la 2 mai nu trebuie uitată pentru că a apărut o tragedie mai mare, respectiv cea de la Crevedia, ci trebuie să mergem să ne mobilizăm cu toții și să luăm măsuri. Vedeți că noi suntem doar reactivi. Nu avem conducători cu viziune care să meargă și să identifice pericolele înainte să se întâmple tragedii și în felul acesta să salveze vieți omenești. Asta este menirea oamenilor care ajung să conducă țara. Asta înseamnă să faci politică cu adevărat în interesul cetățeanului. Să identifici problemele și să le rezolvi cine, înainte. Cine noi să facă oare? Cine să facă? Cine poate să se vor deștepta. Imediat revenim, doamnelor și domnilor, în doar 10 secunde, pentru că în direct nu este și doamna care a sunat pentru prima dată la 112 și se afla acolo, lângă locul exploziei. A scăpat și ea ca prin minune, dar o să-l vedeți și pe Raed Arafat nerv. După toate aceste tragedii, cum urlă în stradă. Catena își răsplătește clienții fideli. A avut loc extragerea câștigătorilor campaniei. Catena te trimite din nou la băi. Taloanele voastre au sosit din toată țara și 200 de pacienți sunt fericiții câștigători ai unui sejur balnear bine meritat. Taloanele sunt valide. Vă așteptăm în continuare în farmaciile Catena. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, și vin informațiile, curg mesajele la asta, mă uitam acum, oameni revoltați de ceea ce se întâmplă, de ceea ce văd și de indolența autorităților. Întrebarea serioare este cine îl ține pe Raed Arafat în funcție. Vorbeam și aici că nu are bunul simț să demisioneze, asta este, alții l-au avut după tragedia de la Colectiv. Îi spun bună seara doamnei care a sunat acolo la 112, care a fost lângă locul exploziei. Ne auziți? Bună seara! Bună seara dumneavoastră și celor din platou și condolanțe familiei îndurerate. Doamnă, ce ați văzut acolo? Ce ați trăit aseară? Deci, la ora 18.40 m-am aflat în fața curții mele, foarte aproape de locul incidentului unde a avut loc. La ora 18.40 a bufnit prima explozie. Au început să iasă oamenii în flăcări, pur și simplu. N-am reușit să fac decât să-mi scot copiii din casă, pentru că aveam copii în casă în acel moment. Cu o mână, aveam telefonul în mână, am sunat la 112. Am cerut explicații ce pot face ca să ajut până când ajung ambulanțele necesare. Au ajuns foarte repede prima ambulanță și împreună am încercat să facem ce s-a putut pentru cei arși. Cine erau persoanele arse, doamnă? Pe cine ați văzut acolo prima dată căzut la pământ cu foc pe el? Prima oară a ieșit doamna Barbu. Da, doamna mama doamna lui Dorin, decedată. Care a fost mai exact, devreme în direct da, aici da. La noi, da, și care a și decedat astăzi, vă rog, da. Da, și încă trei persoane, trei bărbați, într-o stare foarte dificilă. Cei trei bărbați, cine erau, doamnă? Doi nepalezi. Am încercat să îi țin oarecum de vorbă, să nu intre starea de șoc. Mi-am dat seama că sunt de altă etnie, pentru că îi întrebam în limba română ce simt, cum se numesc și nu puteau să răspundă. Și încă un domn care am înțeles că era locuit tot prin apropiere de noi. Da. Haideți să-l vedem și pe comandantul acțiunii Raed Arafat, pentru că a trecut prin multe tragedii și rezistă domnul Arafat. Nu știu dacă e neapărat un lucru bun acesta că rezistă. De obicei când spui că un om rezistă și e puternic, e un lucru de bine. Dar în cazul domnului Arafat nu cred că putem spune acest lucru. Ia uitați-l nervos după tragedii și oamenii care îi cer în stradă demisia. Vă rog mult, în spate! În spate, plecă! Nu vorbim acum, vă rog, o să vă dăm declarații mai târziu. Expedire
interesează tot cine ține la Buceți. Dacă ați venit să urlați la noi, aici intervenția va fi face. Deci vă rog foarte mult, ascultați-mă foarte bine. Urlați dumneavoastră. Toți colegii dumneavoastră au comportat revolta în capul dumneavoastră. Jos cu Arafat! 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 Alexandru Foja a fost transferat în Austria, iar părinții lui au ajuns în Bruxelles. Da, s-a întâmplat, da. De da, ce? Da. Pentru că s-a întâmplat. O fi, așa, s-a greșit. Care-i problema? Care-i problema? S-a greșit. S-a recunoscut greșeală. S-a greșit. Care-i problema? Păi iar s-a greșit și avem... Mă înțeleg, ok, primii răniți au fost de la explozie, s-a întâmplat, dar a doua explozie a rănit salvatorii. Asta e grav și iară s-a greșit. Bună seara, Ioan Corpoș! Bună seara, Simona, stimați telespectatori! În doar câteva clipe, doamnelor și domnilor, premierul Victor Ponta sosește în studioul România TV. În această seară, Victor Ponta face dezvăluiri cutremurătoare. Ponta, prima apariție în calitate de consilier al premierului. Victor Ponta în studioul nostru într-un moment critic pentru țară. Stimați telespectatori, premierul Ponta despre noua catastrofă la 8 ani de la Colectiv. O emisiune eveniment a informațiilor de la nivel înalt. Ce au ascuns propaganda și sabotorii statului român? Victor Ponta, așadar, premierul vine cu toate informațiile importante. Cine a greșit? Primele date, stimați telespectatori, ce informații importante ne aduce? Iată, chiar de acolo, din guvern. Premierul Ponta va fi aici în această seară, iată în acest moment greu pentru țară, cu toate dezvăluirile importante de la cel mai înalt nivel aici în studioul nostru.